Dacă pentru turiștii îndrăgostiți de plajă, sezonul estival este deja o amintire, pentru cei care adoră să descopere ce se ascunde în adâncul Mării Negre, ei bine, vremea este perfectă. Și că în fiecare zi eu vă spun că coborâți cu picioarele pe pământ, este toamna afară, apa încă nu s-a răcit, dacă vă vine să credeți. Așa că au nevoie doar de curaj ca să exploreze lumea subacvatică. Însă toamna aceasta blândă este perfectă și pentru îndrăgostiții de înălțimi care adoră călătoriile lungi pe crestele munților. În adâncurile Mării Negre găsești un nou univers. Asta spun scufundătorii pentru care sezonul estival încă nu s-a încheiat. Vremea e ca la început de vară. Apa mării e liniștită și fără curenți. În adâncuri te simți că e foarte lejer, fără stres, fără nimic, uiți de absolut tot. Și pentru începători și pentru avansați, experiența scufundării sub apă la o adâncime de 10 metri este la fel de fermecătoare. În lumea subacvatică te întâlnești cu pești, căluți de mare, crabi, ace de mare și melci uriași. În total, echipamentul cred că are vreo 40 de kilograme. Nu e așa de confortabil pe uscat, dar în momentul în care ajungi în apă nu mai simți greutatea. Dacă ai intra în apă fără să ai un minim de cunoștință, da, este periculos. E perfectă vreme, apa este caldă. Un curs de scufundări costă între 1000 și 1500 de lei. Experiența în sine însă e neprețuită. Regret că n-am stat mai mult. E superb, o stare de imponderabilitate extraordinară. Ești liber, ești ușor. Toamna e a sporturilor extreme și la munte. În cheile Sohodolului găsim peste 100 de trasee de escaladă. Asta chiar e fain aici. Bucata asta aici e super. Pereții abrupței stâncilor sunt perfecți și pentru a testa limitele salvatorilor montani în cadrul antrenamentelor. Este și cu diferite grade de dificultate unde putem să lucrăm foarte ușor. Atâta timp cât știi procedura, ce e de făcut, urmezi pașii corespunzător, nu e nicio problemă. Pentru noi cheile Sohodolului sunt foarte bune pentru pregătire. Stânca are o rezistență foarte bună, este plăcută la atingere la mână, oamenii pot să lucreze mult timp pe ea. Cheile Sohodolului nu sunt renumite doar pentru traseele spectaculoase de cățărare, ci și pentru priveliștea impresionantă în fiecare anotimp. Noi ducem cam fiecare zi pe afară, câte 2-3-4 ore și acum a venit să-l aducem și la munte puțin, să vadă cum este. Mi se pare foarte important să-l conectăm cu natura. Turiștii sunt avertizați să-și calculeze fiecare pas atunci când pornesc pe munte, pentru că este un loc preferat și de vipere.